În ultimul an, Serviciul de Imigrări Iași a emis peste 3700 de permise de ședere, cele mai multe pentru ședere temporară. În perioada analizată au fost emise 3721 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 2049 avize de angajare în muncă de către polițiștii pentru imigrări din cadrul Serviciului pentru Imigrări Iași. 51 de străini au fost depistați în situații ilegale, acordându-se amenzi în valoare de până la 82.000 de lei. În ultimul an, polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 8.772 de persoane, un sfert dintre acestea provenind din Republica Moldova. Polițiștii de imigrări au asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 8.772 de persoane, dintre care 6.897 de străini din state terțe și 1.875 din state ale Uniunii Europene. Cei mai mulți provin din Republica Moldova, un număr de 2.506, Nepal 823, Maroc 746, Israel 448, Sri Lanka 328, Bangladesh 214, iar în cazul cetățenilor Uniunii Europene, a spațiului economic european Confederației Elvețiene, majoritatea sunt din Franța, cu un număr de 655, Italia, cu un număr de 490, respectiv Grecia, 206. Au fost emise 5 decizii de returnare sub escortă ca urmare a finalizării procedurii de azil și a riscului sustragerii, iar o persoană a fost introdusă în centrul de custodie publică până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre.